noi animali. A vostra birra, sento animale, usate stare noi, invece mio compagno c'è il lavaggio. Nulla c'è il lavaggio. Nulla c'è il lavaggio, bene. Nulla c'è il lavaggio. E casa lui, vai procurare. E casa lui, mare ce se caute, pe casa nu este niciun sechestru, acest teren este sechestrat de DNA. Nu am prins nimeni pe nimeni, am filmat eu tot. Și dumneavoastră sunteți în dosar penal, și ei sunt în dosar penal, DNA-ul este în cercetare pe partea de... Dosarul penal nu este finalizat de DNA, nu aveți cadrul legal și strategia, nu prostii jandarmii. Ieri a fost nevoie de jandarmi mascați, executori judecătoresc la intervenția împotriva unei bătrâne de 92 de ani care le-a declarat verde în față celor veniți că nu a muncit toată viața, că acum să se dea la o parte și să piardă peste noapte tot ce are. Familia Biriș s-a agățat literalmente de gospodăria pe care justiția a retrocedat-o, așa cum a făcut cu cimitirul, cu străzile și terenul de sub celelalte case, unei familii care pretinde că a moștenit dreptul de proprietate de la o bătrână, care la rândul ei s-ar fi aflat într-o oarecare relație de rudenie cu ultimul dintre proprietarii dinainte de război ai domeniului Nadăș. Familia Colțeu încearcă să pună în executare o decizie civilă a Tribunalului Arad, decizia 910 din 2012. Această decizie s-a dat numai în contradictoriu cu Biriș Iovu, ori în această locație locuiește o întreagă familie asupra căruia această hotărâre judecătorească nu produce efecte juridice. Și în acest context, executarea practic nu se poate face, pentru că acest titlu executoriu nu vizează construcțiile, nu vizează bunurile mobile, ori aici există o gospodărie destul de mare, cu foarte multe animale, peste 400 de capete de animale, ori asupra acestor bunuri, hotărârea judecătorească nu face obiectul hotărârii judecătorești. Și sigur că și sătenii sunt revoltați de modul în care se încearcă să face această executare silită. Mai mult, împotriva tuturor reprezentanților acestei familii, s-a început urmărirea penală de către DNA, în dosarul 1/4/2014 și așteptăm ca totuși autoritățile și în acest caz să rezolve până la urmă problema. Lucrurile deja încep să se deruleze într-o manieră cu impact foarte negativ asupra satului. Așa cum se știe, DNA a intervenit în urma protestelor repetate și vehemente ale localnicilor și verifică documentele. Una dintre judecătoarele care s-a pronunțat și în dosarele Nadăș a ajuns la pușcărie. Ce-i drept într-o altă speță, dar poate că e o pâine bună de mâncat pentru niște anchetatori curajoși care ar îndrăzni să verifice dedesubturile acestui caz urât, care iată degenerează în atacuri și violență. Nu ne pronunțăm în acest moment asupra legalității sentințelor judecătorești, cu atât mai mult cu cât DNA ar trebui să accelereze ancheta și să dea un verdict. Este însă incredibil și un caz unic în lume, cel puțin într-un sat democratic, ca un cimitir cu morți cu tot să fie retrocedat. Așa cum retrocedate sunt inclusiv terenurile dobândite de veteranii de război prin împroprietărire de la statul român pentru care a luptat. Juridic e posibil să existe chichițe avocățești justificatoare, dar din punct de vedere moral este o rușine, o rușine cât Nadășul. Aici s-au zolit părinții, eu m-am născut aici, vine alea să scoată, ce să scoată? Că n-au un mică! Eu așa m-am născut și așa ești un bale! Nu-l umbla la birt, nu m-aș ori făcut ce le trebuie și alea ori vinit de pe zace să mâni și de aici. Că aici m-am născut, o trăit tata și s-au zolit și mama din 91 de ani. Rușine să vă fie! E de adăugat că niciun partid politic, niciun parlamentar nu s-a implicat în procesul oamenilor de la Nadăș, cu excepția Noii Drepte, care îi susține moral și fizic în această luptă grea împotriva absurdului.